Instituția cu cea mai bogată activitate online este Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, care prezintă exponate nu doar de la sediul central din Deva, ci și de pe cele de la sucursalele sale din județ. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva continuă proiectele de promovare online de la sediul central, dar și de la instituțiile pe care le coordonează din teritoriu. Vizitatorilor virtuali li se propune astăzi călătorii la muzeele din Brad și Orăștie. Astfel, prin expoziția de istorie locală și etnografie, muzeografii brădeni vă prezintă câteva pagini din jurnalul lui Gorcea Marcu, țăran din Ribița. În aceste pagini este detaliat calendarul popular al activității agricole din luna mai a anilor 1982 și 1984. De asemenea, Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie prezintă online tot astăzi depozitul de bronzuri de la Balșa, alcătuit din 14 piese. Mai multe detalii despre aceste exponate inedite puteți afla accesând site-ul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva sau de pe pagina de Facebook a instituției.